Situația este gravă în Mehedinți. De la ultima raportare, numărul cazurilor și al deceselor a crescut îngrijorător la nivelul județului. 4 oameni infectați cu COVID-19 au decedat în ultimele 24 de ore și alți 52 de mehedințeni au fost confirmați pozitiv. Mehedințenii sunt tot mai afectați de pandemia de coronavirus. Județul Mehedinți a depășit incidența cazurilor de COVID-19 de 1,5 la 1000 de locuitori. Cea mai mare incidență din județ este în municipiul Drobeta Turnu Severin, de 2,78, iar apoi este urmat de comunele Eșelnița cu 2,78, Godeanu 2,62 și Hinova 2,29. Totodată, în ultimele 24 de ore, 52 de mehedințeni au fost confirmați pozitiv cu SARS-CoV-2 și alți 4 mehedințeni au murit fiind infectați cu coronavirus. Este cel mai mare număr de decese într-o zi în Mehedinți de la începutul pandemiei. Este vorba de 2 femei cu vârsta de 85 de ani, respectiv 74 de ani, și 2 bărbați de 68 de ani, respectiv 82 de ani. Categoria cea mai vulnerabilă față de pandemia de coronavirus rămâne în continuare cea a persoanelor cu o vârstă înaintată. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea: 831 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia, 144 persoane se află internate, 13 persoane sunt internate la secția ATI, 159 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. De la începutul epidemiei în județul Mehedinți au fost confirmați COVID-19 2329 persoane, în ultimele 24 de ore fiind înregistrate 52 de cazuri de îmbolnăvire și 4 decese. Precizăm că incidența cumulativă COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este de 1,60. Totodată, la nivelul județului Mehedinți, rata infectării crește considerabil, iar 11 localități au rata de infectare peste 1,5. Municipiul Drobeta Turnu Severin rămâne în continuare cel mai afectat, fiind urmat de comuna Eșelnița.